Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vreau să discutăm puțin despre cât se opre pelițele acum pe timpul iernii. Sau mai bine zis, cât de mult influențează căldura ouatul prepelițelor. După cum bine vedeți, aici avem câteva ouășoare, pentru că aceasta este o cușcă doar cu fete. Sunt fete mai tinere, cred că au vârsta de 6, maxim 7 luni. Nu mai știu acum exact, trebuie să mă uit pe notițele mele. Și se ouă destul de bine. Eu le țin în camera centralei și acest lucru ajută foarte mult acum pe timpul iernii. Într-adevăr, a fost o perioadă când a fost mai cald afară. Nu am făcut focul în fiecare zi și am văzut diferența. Când este o temperatură constantă și este cald aici la ele, într-adevăr, se ouă destul de bine. Însă când temperaturile nu sunt constante, azi este mai călduț, mâine mai frig, să zic așa, ouatul oscilează, nu este la fel de constant. Și de aceea și la carte spune să aibă o temperatură de 20 de grade minim, 22 de grade. Vreau să vă spun că este foarte important ca iarna să le asigurați căldura necesară. Fără o căldură corespunzătoare, sau mai bine zis, fără o temperatură corespunzătoare, ele nu vor oua la fel de bine. Le dau aceeași hrană tot timpul, și vara, și toamna, și iarna. Însă un alt factor important în procentajul ouatului, dragii mei, este temperatura. Iarăși, vara, când era foarte cald, scădea puțin procentajul, nu foarte mult, însă frigul cred că le afectează și mai mult. Ia uitați-le, chiar dacă sunt doar fete aici în cușcă, tot chelesc pe spate și eu cred că explicația este destul de simplă. Ele tot timpul dau să ajungă la margine sau la apă sau la mâncare și se calcă unele pe altele și de aceea chelesc. Așadar, să țineți cont că temperatura este un factor important într-un randament, să spunem așa, foarte bun de ouat al prepelițelor. Dacă vreți să aveți ouășoare multe și pe timpul iernii, să le asigurați o temperatură cât de cât constantă în camera unde le țineți, pentru că le va ajuta foarte mult. Eu aici țin șpaclul cu care curăț stăvile. Și de acum, iată, am trecut de jumătatea lui noiembrie. O să începem să facem focul non-stop, focul varde în centrală non-stop și se va încălzi și aici la ele. Și se vor roa destul de bine în continuare. A fost un sfat pe care am vrut să-l dau mai mult începătorilor și nu numai, pentru că este frumos ca fiecare să-și împărtășească experiența sa în creșterea prepelițelor. Pentru că atunci când te lovești cu o problemă, problema ta, iată, poate salva și pe altcineva de la acea problemă pentru a nu se mai confrunta cu ea. Vă doresc multă sănătate, să le creșteți cu drag, să le asigurați hrana corespunzătoare, o temperatură optimă, măcar 18 grade, să zic așa, și deja este destul de bine să fie 18 grade. Și atunci veți vedea că ele se vor ouă la fel de bine și la fel de frumos și pe timpul iernii. Multă sănătate și o zi frumoasă vă doresc. Numai bine!